Joi, părinții unui elev de clasa 1 de la școala gimnazială Dimitrie Brânză din Viișoara au depus o plângere la poliție acuzându-l pe un învățător că le-a agresat copilul în timpul orelor. Mai precis, reclamă mama băiatului, elevul a fost strâns de gât până a rămas fără suflare. De frică, micuțul a urinat pe el. Învățătorul l-ar fi pedepsit deoarece elevul și-ar fi udat colegii cu apă și ar fi fost obraznic. Pur și simplu, copilul ar fi fost luat de gât și scos pe holul școlii. După terminarea orelor de curs, stăteanca venită să-l ia de la școală și-a găsit copilul plângând. Totodată a văzut că pe gât copilul avea urme vizibile de agresiune. Imediat, femeia și-a chemat soțul. Bărbatul a anunțat poliția și a depus o plângere împotriva învățătorului. Mai mult decât atât, tatăl copilului spune că învățătorul mirosea alcool. Cazul a intrat în atenția inspectoratului școlar, care a dispus deja constituirea unei comisii pentru anchetarea cazului la nivelul școlii. Conducerea școlii a sesizat inspectoratul școlar. Am înțeles că au fost depuse plângeri atât la poliție cât și la școala gimnazială Dimitrie Brânză din Viișoara. La nivelul unității de învățământ s-a constituit deja o comisie de cercetare disciplinară. La fel s-a sesizat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Micuțul va fi consiliat, la fel și învățătorul, dacă va accepta. Vom lua măsuri cu privire la acest copil, în sensul că vom încerca să să consiliem copilul și să încercăm să consiliem acest cadru didactic, pentru că la cazul anterior a refuzat consilierea. În funcție de concluziile pe care le vor avea colegii mei când se vor deplasa pe teren, vom procede la sesizarea din nou a inspectoratului școlar și în funcție de concluziile dânșilor și ale noastre vom lua măsurile necesare. Învățătorul nu se află însă la prima abatere de acest gen. Reprezentanții inspectoratului spun că acesta a mai fost sancționat și anul trecut pentru același motiv. Culmea, dascălul nu a primit decât o mustrare. Da, a mai fost o situație similară și anul trecut, avându-l ca protagonist tot pe respectivul învățător. La momentul acela a fost sancționat disciplinar cu observație scrisă, potrivit Legii Educației Naționale numărul 1 din 2011. Incidentul s-a întâmplat în urmă cu un an de zile, tot în luna octombrie. Învățătorul nu a recunoscut atunci că ar fi agresat fetița. Ai mai provocat discuții. Ați bătut-o pe acea fetiță? Nu, nu. Eu mă mai consider. Nici o dată. Atunci de ce ați fost sancționat? Care ați sancționat? Cine sancționat? Data trecută. Mama unei copile de clasa a doua spune că fetița ei a fost agresată de același învățător, dar spune că acesta nu a pățit mare lucru. Revoltat este și tatăl copilului agresat joi de învățător. Acesta nu înțelege cum de nu s-au luat măsuri până în prezent pentru a preveni noi incidente. Poliția a deschis un dosar penal în acest caz pentru purtare abuzivă.